Deputatul PNL Ion Cupa a adresat o interpelare ministrului Niță cu privire la datoriile regiei autonome pentru activități nucleare către Complexul Energetic Oltenia. Cupa a cerut răspuns de la ministrul economiei cu privire la aceste creanțe care nu pot fi plătite și din cauză că guvernul Ponta nu achită apa grea produsă pe platforma Romag Prod. Parlamentarul liberal s-a arătat interesat și de situația unor cariere ale Complexului Energetic Oltenia, dar și de eventualele reduceri de personal. Vă rog să-mi comunicați dacă vor avea loc disponibilizări în perioada următoare. Dacă se pune problema externalizării carierei husnicioara din cadrul complexului Energetic Oltenia, în cât timp preconizați că va fi achitată valoarea apei grele de la RAN, Robeta Turnul Severin și implicit datoria pe care o are RAN către CEO, și dacă se are în vedere transferarea platformei Romag Termo către CO în contul datoriei pe care o are RAN către CEO, se mai arată în interpelarea deputatului Ion Cupă. RAN se află în insolvență. Dacă regia nu va reuși să își achite datoriile, este foarte posibil ca societatea să intre în faliment.